Mă bucur să vă reîntâlnesc, dragi dâmbovițeni, oriunde ați fi. Știm că ne urmăriți din toate colțurile lumii și ne-am bucurat dacă ați fi putut cu toții să votați acum la alegerile parlamentare. Am un motiv în plus de bucurie, fiindcă alături de mine, în studioul nostru la TV Arpres și în casele dumneavoastră în aceste momente, veți avea ocazia să-l primiți pe invitatul nostru, un jurnalist cu totul special, un candidat cu totul special pentru bătălia politică din municipiul Târgoviște și toată zona până la Moreni. Bine ați venit, domnule Sorin Roșca Stănescu. Bună seara! Ce bucurie aici să vorbim ca între gazetari. Au intrat gazetari în politică. Gata, da, trebuie să se schimbe. Dacă rămân și gazetari în același timp, dacă nu-și trădează crezul și simpatizanții și cititorii, dacă rămânem și gazetari în politică, nu numai, și nu ne transformăm în politicieni pur și simplu, atunci politica va avea de câștigat. Ar fi extraordinar, pentru că eu vă mărturisesc că asta am simțit și chiar și românii ați văzut tot mai mult acuza asta, lipsa atitudinii oneste, deschise a foarte multora dintre politicieni care una spun, alta gândesc sau nu iau întotdeauna atitudinea așa cum ne-am dorit noi, jurnaliștii cu asta ne ocupăm, responsabili cu atitudinea. Știți că mă oprește lumea pe stradă sau în satele din zona Moreni unde candidez și mulți dintre ei îmi spun felicitări și suntem alături de dumneavoastră și vă felicităm că ați câștigat, îmi spun de acum și eu le spun, știți ce, vă rog, să mă felicitați peste 4 ani dacă o să merit. Atunci să mă felicitați. Aia va fi adevărata felicitare peste 4 ani dacă voi merita. Pentru că puterea corupe. Foarte și adevărat. Și eu sper să... Corupe nu numai în sensul comun al cuvântului corupție, adică nu numai financiar. Nu, dar mai mental, e vorba aceea. I s-a urcat puterea la cap. Se urcă puterea la cap, da. Doamnelor și domnilor, sper că ați văzut. Vă rog frumos, Corvin deschide puțin cadrul. Domnul Roșca Stănescu are deloc întâmplător și o eșarfă tricoloră la gât și n-a vrut să-și o dea jos. A avut și niște întâlniri așa mai de taină. Nu am eu dezlegare să vi le povestesc acum, dacă îmi dă voi așa într-o exclusivitate, dar lumea aici lucrează. Toată lumea vrea o schimbare la alegerile parlamentare și sperăm ca domnul Sorin Roșca Stănescu cu eșarfa la gât să facă dreptate până la capăt. Așa vă lăudați cu sloganul acesta. Cum o să reușiți? Se mai întâi despre eșarfă. Care așa, să o luăm... O eșarfă tricoloră am avut în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Atunci am umblat cu o asemenea eșarfă la gât. Este tricolorul. Găsiți că există vreo asemănare cu evenimentele din această perioadă? Au fost și anul ăsta multe frământări, a ieșit lumea mult în stradă, au fost niște revolte. Da, parțial da, pentru că eu cred că în acest an, la finele acestui an sau la începutul anului viitor, cel mai târziu, vom pune capăt celei de-a doua etape, dacă vreți, a Revoluției Române, că acum putem să-i spunem Revoluție. A fost această perioadă prorocită de Brucan, da, ne o amintim cu de toții. 20 de ani, în care s-au petrecut multe lucruri bune, dar și foarte multe lucruri foarte rele. Din multe puncte de vedere, putem spune că societatea românească a făcut pași înainte, dar din alte puncte de vedere a făcut pași înapoi și, Dâmbovița în special. Pentru că ați spus de Dâmbovița și așa mai fac o paranteză, îmi place foarte mult fotografia asta dumneavoastră, știți, este un gest tipic cu mâna la ochelari, dar mie îmi spune gestul ăsta, așa apare domnul Roșca Stănescu, pe scrisorile astea de dragoste, de amor politic pe care vi l-a trimis și pe care le aveți în... Le-ați găsit, sper, în cutiile poștale, pe zona Târgoviște-Moreni. Aveți fotografia asta foarte drăguță, din care eu aș înțelege nu numai că vă așezați puțin ochelarii să-i vedeți pe dâmbovițeni mai bine, ci și că ar mai fi un pic. Mai e un pic până în 9 decembrie și o să avem vești bune. Soția mea face albume de artă.
Și ea e cea care a ales această fotografie. A spus că mă caracterizează, cel mai bine și a ales-o. Și așa cum eu m-am luat după soție, pentru că eu cred în intuiția femeii. Dar n-am terminat cu... Vă rog frumos cu eșarfa. Cu tricolorul. Da, este și un omagiu, cred, pe care îl aduceți campaniei postului Antena 3, o campanie foarte frumoasă. Nu, deci în primul și în primul rând port tricolorul pentru că trebuie să-l purtăm toți, măcar în suflet, dacă nu și la gât. Suntem chiar într-un moment de răscruce, când trebuie să ne recâștigăm demnitatea națională. Am pierdut demnitatea națională. Este un moment istoric. Am pierdut încrederea în noi înșine. Trebuie să o recucerim. Și cred că după aceste alegeri vom reuși să facem lucrul ăsta. Și mai sunt coincidență frumoasă și culorile, de fapt, ale USL-ului. Da, este adevărat. Aici, în scrisoarea aceasta foarte frumoasă, scurt și la obiect formulată, mesaj scurt, profesional, jurnalistic și de campanie, așa, făcut ca de profesioniști pentru a ajunge la inima și la înțelegerea opiniei publice, dumneavoastră dați câteva mesaje ferme. Ziceți așa, am intrat ca să mă pot lupta cu cei care v-au furat în toți acești ani. Economia din Dâmbovița a fost pusă pe butuci de persoane care s-au îmbogățit furând. Dâmbovița se numără printre județele cele mai jefuite și mă lupt împotriva celor care s-au făcut vinovați față de voi. Nu vă vindeți voturile, mai ziceți dumneavoastră, nu vă lăsați cumpărați, pentru că atunci veți fi jefuiți timp de 4 ani, spun pe scurt. Mă voi bate împotriva abuzurilor pe care autoritățile le-au făcut și ziceți dumneavoastră, le vor face împotriva voastră, apropo de puterea care... Da. Deci cu mare grijă. Da. Și pe viitor. Și pe viitor. Și pe viitor. Faptul că autoritățile, mă rog, nou instalate după alegerile locale, sunt în majoritate ale USL-ului, nu înseamnă că am terminat cu corupția. Păi, dezvoltăm un pic subiectul, da. Că mi se pare că nu sunt chiar numai ale USL-ului în USL. Mi se pare mie așa și nu mi se pare degeaba, că n-aș putea să fiu tocmai eu ipocrită acum cu dumneavoastră, stimați dâmbovițeni, după ce mă știți foarte bine că ceam în gușă și în căpușă. Eu văd așa că pe valul ăsta al USL-ului, domnule Roșca Stănescu, sper să nu vă supăr din primul interviu pe care îl facem aici împreună, se cocoață acum așa, vânjos, simt eu cum se cocoață pe valul ăsta, o să lezi niște pedeliști din gașca asta pe care noastră o acuzați de îmbogățire prin furt din banii publici. Este un atac formidabil la ruperea ușilor la PNL. Cum necum să intre niște pedeliști în PNL? Credeți-mă, pe mine asta mă înfricoșează și mă revoltă și vă întreb și pe dumneavoastră lucrul acesta. E posibil așa ceva? Vor îngădui liberalii să se întâmple? Da. Dacă este să vă citesc din manual, da, ca să mă exprim așa, atunci pot să spun un lucru în care cred, dar în anumite limite și cu o mare precauție. Pentru prima dată după alegerile locale, PNL a devenit partid de masă. Deci dintr-un partid mic, foarte doctrinar, nedeschis către pături largi ale societății, PNL, după alegerile locale, se profilează ca un partid de masă. Din ce cauză? Fiindcă a fost votat ca atare. A fost votat, a primit un vot masiv al populației, sperăm să se întâmple asta și pentru Senat și Camera Deputaților. Ei bine, un partid de masă este mai puțin un partid doctrinar, deci își lărgește doctrina. Acum vă răspund ca în manual. Da. Pe de o parte. Și atunci este normal să introduci în partid sau să admiți să vină în partid persoane care dau și alte tipuri de mesaje decât cele strict tradiționale liberale. Păi mie de asta mi-este cel mai teamă, vă spun drept. Aici, în asta constă și pericolul, să nu pierdem încercând să ne mărim ca partid, să devenim puternic, să nu pierdem ceea ce înseamnă esența doctrinei liberale.
Asta nu trebuie pierdută și nu trebuie alterată. Și doctrina ca doctrina, dar acum pierdeți voturile, mă rog, zic, mi-e teamă de chestiunea aceasta. Nu, votul nu pierdem, dar ajungem la practici. Să nu importăm cumva practici pe care toți anii ăștia le-am condamnat. Exact. Prin importul de oameni. În fine, ca să închei partea asta mai ortodoxă a explicației mele, este firesc ca un partid care prin statut are porțile deschise să primească ca membru orice fel de persoană. Nu sunteți selectiv, liberali? Să primească orice fel de persoană și apoi dacă persoana aceea nu se comportă așa cum se cuvine unui liberal, poate fi scoasă afară din partid. Eu vă dau un exemplu foarte clar și dumneavoastră vă rog să mi-l confirmați, mi-l infirmați, îl comentați cum știți. Fostul președinte PNL Târgoviște Mihai Constantin Ranin, regizorul Mihai Constantin, fostul director al teatrului Toni Bulandru, executat politic, dat afară în chipul stalinist de la teatrul pe care el însuși l-a făcut și despre care se vorbea ca despre un fenomen teatral în România, dat afară de PDL prin manevre odioase, oculte, staliniste, cum am spus, a luptat ca președinte al liberalilor târgovișteni cu mare succes și s-a luptat cât a putut cu această gașcă de pedeliști agresivi din Dâmbovița. Acum omul a trebuit să-și caute loc de muncă în altă parte pentru că așa sunt vremurile, el târgoviștean fiind. Știți? Și în locul lui văd că rup ușile niște pedeliști, respectiv domnul Briceag, fostul viceprimar PDL Briceag, domnul Briceag, vă amintiți dumneavoastră așa ce mușchi PDL aveați în ședințele Consiliului Local când votați dumneavoastră acolo toți așa cu forță și cu mânie proletară împotriva legii și împotriva interesului public și împotriva cheltuirii legale a banilor publici. Erați cu domnul Boriga și erați cu toate lucrurile alea pe care noi le-am criticat foarte tare. Acum domnul Briceag, care este finul domnului Folescu, din gașca domnului Popescu, așa, am înțeles că a venit să se pună președinte la PNL Târgoviște, el fiind PDL. Dar îmi spuseră zilele astea domnul Pârgaru că dânsul știa că domnul Briceag ar fi membru PNL la București. Adică eu asta nu înțeleg. Ești PDL la Târgoviște și PNL la București? Nu, că se zmintește lumea. Eu nebunesc și poate nu mai ies la vot dacă stau lucrurile așa. Și multă lume comentează chestiunile acestea. Domnul Roșca Stănescu, că nu vreau să vorbesc eu mult. Lumea a ieșit în stradă, dumneavoastră știți cel mai bine, doar pentru pâine și salarii mai mari sau mai mici. Lumea mai vrea și decență, vrea respect, vrea moralitate, gata cu ciocoismul ăsta și cu oportunismul ăsta. Eu râd pentru că am nimerit în postura aceasta de candidat pentru Senatul României din partea USL, pe cea mai agitată furtună posibilă. Deci în ziua în care... Cel mai greu colegiu din Dâmbovița. Consiliul Național a decis să... Consiliul Național PNL să mă pună candidat pe Dâmbovița și am fost anunțat că voi candida. Eu îmi dădusem doar acceptul să devin parlamentar. Nu știam unde. Am spus unde aveți nevoie. Da. În ziua aceea a fost demisă conducerea, practic, de la Dâmbovița, cu Gabriel Grozavu, președintele PNL. Domnul Crina Antonescu a rugat ca toți cei care nu fac parte strict din comitetul politic să părăsească, că mai întâi acolo s-a discutat, să părăsească sala. Eu m-am ridicat pentru că eu sunt invitat acolo în calitate de consilier personal al domniei sale. M-am ridicat și eu să plec. A spus că o să se discute niște lucruri foarte delicate. M-a oprit, a spus că sunt consilierul său personal, să rămân și am asistat la discuții și decapitarea a trei organizații. Dâmbovița și Mehedinți s-a spus pentru rezultate slabe în alegeri și organizația Sectorul 1 București. În aceea zi, câteva ore mai târziu, am fost desemnat să candidez aici. În prima zi în care m-am prezentat la Consiliul Municipal, acolo, Consiliul Municipal PNL, acolo era revoluție.
Era așa, o întreagă așa bătălie. Am auzit și noi, da. Era o întreagă bătălie acolo și cu presă și și toată lumea a început să se uite la mine cu speranță. O speranță la care nu am pentru moment și nu am avut și nu am pentru moment un răspuns. Toți se uitau la mine așteptând ca eu să fac dreptate. O dreptate vis-a-vis de o nedreptate pe care încă nu o înțeleg la adevăratele ei dimensiuni. Dar ca un ziarist fără partipriuri din astea și fără gășculițe și... Trebuie să fie foarte clar, n-am niciun fel de putere de decizie. Da. Nu am fost trimis aici ca să decid, nu am fost trimis aici ca să reorganizez organizațiile decapitate. Da. Și oricum, dacă într-o zi, și probabil se va întâmpla asta, mă voi pronunța, dacă într-o zi voi fi pregătit să am și soluții, atunci sunt obligat să mă consult în prealabil cu domnul Plin Antonescu. Păi eu zic să vă consultați mai repede, să așa să nu ne prindă 9 decembrie neconsultați și să zicem, domne, dacă ai știut ce se întâmplă, nu puteai să-mi spui și mie, îmi trimiteai un e-mail. Eu mai discut cu toată lumea, e foarte ocupată și eu ce mai trimis și eu câte un e-mail, mai un mesaj pe telefon, că asta e. Am avut o discuție cu domnul Antonescu, dar, repet, fără ca eu să-mi permit să dau vreo rețetă. Nu, dar problemele de aici se pot repercuta în votul evident, dumneavoastră? Evident, pentru dumneavoastră? Evident, organizațiile PNL sunt semi-paralizate în acest moment, din acest, pe de o parte, conflict intern, repet, între liberali, din acest conflict în care au mai intervenit și pedeliști, veniți nu știu cum, în rândul liberalilor, și în al treilea rând, dintr-un conflict care există, sau o neînțelegere, dacă vreți, care există între liberalii de aici și cei de la nivel central, național. Deci o situație foarte complicată. Păi și cu domnul Volintiru ați vorbit? Dânsul înțeleg că este președintele interimar aici la Dâmbovița. E foarte greu de discutat pe îndelete și cu dânsul, pentru că aleargă între organizații în acest moment. El îi conduce și campania lucrând din... Ei, și atunci ce nu putea rezolva Partidul Național Liberal acum până își rezolvă el aici afacerile politice? Sper eu că între timp cineva se gândește și la interesul public de la PNL. Dumneavoastră trebuie să o faceți neapărat pentru că sunteți candidat și mergeți cu sloganul, vorba aceea, din om în om, să facem dreptate până la capăt. O să face dreptate, nu o să face dreptate la PNL, dar la în ceea ce probabil privește probabil că se va face și la PNL, dar deocamdată e mai urgentă dreptatea oamenilor. Eu merg cam 10-15 km pe zi așa zigzag. Am fost mai mult până acum în satele din jurul Moreniului și în Moreni și am început să merg și în Târgoviște, pentru că cel mai important lucru care cred că ni se poate întâmpla nouă candidaților într-o campanie este să te privești în ochi cu cei care te vor alege sau nu te vor alege, să le strângi mâna, să le vezi privirea, să le vezi aprobarea sau dezaprobarea și să-ți spună oamenii ce probleme au. Vreau să vă spun că este o terapie de șoc pentru un politician proaspăt cum sunt eu. Încep să-i admir pe politicieni pentru că îmi dau seama dacă au pic de compasiune. Pentru aceia care merită. Pentru cei care merită, dacă au pic de suflet. Acești politicieni nu au cum să nu preia din suferința acestor oameni cu care stau de vorbă. Păi și-au preluat deci politicienii până acum din suferința oamenilor? Unii da. Mulți, iată, puțin, zona Morena a venit alături de mine un mare suflet care se cheamă Mircea Diacon și pe care regimul Băsescu n-a mai știut cum să-l pedepsească pentru sufletul lui frumos și pentru ceea ce a făcut efectiv pentru oameni și pentru comportamentul lui reproșabil ca parlamentar. Și sunt destul de mulți parlamentari, nu sunt toți o apă și un pământ. Sunt destul de mulți oameni care... uite, Norica Nicolae a venit astăzi alături de mine în Târgoviște, a mers în cartierul Micro împreună cu... Care Micro? În ce cu ea? Dacă mă introduceți în amănunte, deja sunt... Da. Așa. Și am mers și am vorbit acolo cu foarte mulți cetățeni.
Norica Nicolae este un parlamentar, după părerea mea, exemplar. Da, și este mulți. Foarte cunoscută de dâmbovițeni. Dânsa, da, spuneți-mi ce zic dâmbovițeni în contactul ăsta direct pe care îl aveți, că mi-închipui că de acolo v-ați inspirat mesajul de campanie, cu baronii, cu furtul, cu asta. Vă întreb concret, domnul Popescu, în toate ieșirile publice, domnul Florin Popescu, președintele, fostul președinte al Consiliului Județean, Doamne ajută că numai eu pot să o spun asta, la cât cafteală au mâncat jurnaliștii de la Arpres din partea poliției locale, la comanda și prin grija domnului Florin Popescu și a primarului Gabriel Boriga. Meu, mi se pare cinstit așa, nu, domnul Roșca? În democrație se dea poliția locală afară din primărie, afară de la conferințele de presă PDL, Partid Democrat, să mă dea jandarmi afară din Consiliul Județean, să te bată prin locuri publice, că pui niște întrebări, cum ar fi astea despre cheltuirea banilor publici. Domnul Popescu spunea că a adus foarte mulți bani în județul Dâmbovița, niște statui ar trebui să-i facem cu toții, dar acum nu ne îndurăm să ne dăm banii pe statui să-i facem domnul Popescu. Și vă întreb, dâmbovițenii cu care vorbiți, ați simțit că le-ar fi crescut nivelul de trai? Că trăiesc mai bine de pe urma acestor bani? Că sunt create locuri de muncă? A scăzut șomajul? Că eu știu așa că plătim corecții imense financiare din cauza licitațiilor trucate, achizițiilor ilegale făcute de Consiliul Județean pentru dirijarea acestor bani în clientela politică. Deci, dincolo de problemele strict locale pe care oamenii le relatează, au două mesaje foarte puternice. Un mesaj extrem de puternic este faptul că nu au locuri de muncă. Păi și atunci, cu banii ăștia mulți care au venit, ce s-a întâmplat? De n-au creat locuri de muncă. Cam 80% dintre cei cu care vorbesc se plâng de locuri de muncă, inclusiv pensionarii. Spun, rezolvați cumva cu locurile de muncă pentru copii, nu pentru noi, pentru copii ăștia și așa mai departe. Bun. Și al doilea lucru de care se plâng e hoția. Și acuză faptul că corupția a atins cote de neimaginat în Dâmbovița și corupția cea cultivată și construită în jurul persoanei acestui domn Florin Popescu. Deci ei vorbesc de hoți, ei nu vorbesc de corupție, așa vorbesc. Scăpați-ne de hoți, vă rugăm, scăpați-ne de hoți. Și instituțiile ce statului unde sunt în ecuațiile astea? Că nu puteți să-i scăpați noastră personal de hoți și nici eu. Mai întâi să vă amendez eu dumneavoastră afirmație cu statuile alea. Da. E adevărat, el a fost prieten cu Elena Udrea, au sifonat banii împreună și nu numai cu Elena Udrea, și cu Anastase și cu alții. Da. Și banii, și-a adus banii în județ, într-adevăr. Banii pe care i-a adus în județ, i-a luat tot din banii cetățenilor României. Păi sunt bani publici, că nu i-a adus sunt acasă. Tot banii cetățenilor, inclusiv oamenii trebuie să știe că și banii europeni sunt banii cetățenilor Europei. Sunt tot cetățeni. Și sunt bani și din și banii României. Banii românilor. Bun. Da. Și dacă ar fi fost foarte bine să-i aducă să facă lucruri cu cap, lucruri inteligente, să creeze locuri de muncă. Deci banii aia, dacă erau destinați unor infrastructuri generatoare de locuri de muncă și de valoare adăugată, de câștig, de profit, da, ar fi fost una. Și dar, de creștere a nivelului. Dar banii de au venit ca să aibă el și ei de unde fura. Pentru că am ajuns până acum din documentele pe care le vedem, documente care nu sunt făcute nici de domnul Țuțuianu, nici de Roșca, nici de nimeni, nici de noi. Documente ale curții de conturi și așa mai departe, rezultă o sumă fabuloasă. Vorba de 10 de miliarde de euro și asta, repet, numai ce se vede în documente, bani sifonați. Și în realitate ce s-a întâmplat? Regimul Traian Băsescu a pierdut până în acest moment 800 de mii de locuri de muncă. Deci toată România are mai puțin cu 800 de mii. USL, tot ce poate să facă fără să mintă populația, realist, e să aducă în 4 ani 700 de mii de locuri de muncă. Dar în Dâmbovița e o situație specială. Prin deznaționalizare și prin corupția care a existat până la urmă aici și prin dezindustrializare, Dâmbovița, după părerea mea, are nevoie nu de 13-14 mii de locuri de muncă create în următorii 4 ani, cum ar fi media,
pe care o oferă guvernarea USL, noua guvernare USL, și ar trebui aici cam 30.000 de locuri de muncă create. Ele pot fi create la nivel național și la nivel local cu atât mai ușor cu cât se mai stopează din furturi, cu cât se va fura mai puțin. Vedeți că nu-mi permit să-i spun privindu-l în ochi, să-i spun vreunui român că noi vom eradica cu desăvârșire hoția. Nu se poate așa ceva. Nici o țară nu se poate întâmpla asta, dar trebuie diminuat furtul. Dar ce înseamnă să facem dreptate până la capăt? Vă rog frumos, dar nu pentru mine. Eu poate mă pricep să traduc sloganul ăsta. Și am și o speranță. Există o dreptate politică mare, și există da, o dreptate economică și există o dreptate socială. Ce trebuie să aștepte dâmbovițenii de la... Exact. Dreptatea politică înseamnă să se termine cu regimul Traian Băsescu, care a adus atâtea necazuri României, și să putem să avem o Constituție nouă care să facă imposibile asemenea manifestări și practici cum am cunoscut în ultimii ani. Deci o Constituție bună nu mai poate să, nu va mai permite așa ceva. Asta este una, vreau să încerc să fiu foarte scurt, și da, o întreagă legislație. Dreptatea economică înseamnă să readucem oamenii în câmpul muncii, de să creăm locuri de muncă foarte repede și suficient de multe, să ajutăm pe agricultori, pe aici ar fi bogăție numai din agricultură în Dâmbovița, dacă n-ar fi furat și agricultorii, dacă de pildă în piața Rahova din București, unde vând fermierii de aici, din zona mea, Moreni, da, iată, vorbesc zona mea, că deja m-am atașat. Îmi place foarte mult formularea aceasta, o să vă și spun de ce. Ei își duc marfa până acolo. Știu de ce spuneți, din cauza lui Miciu Andrei. Da. Ei își duc marfa până în Rahova, acolo o preiau niște mafioți, marfa lor, pe care o vând cu un preț de 3 ori mai mare. Deci acești oameni care cu sudoarea lor produc toate legumele, le vând de fapt de 3 ori mai ieftin decât le cumpără bucureștenii. Câștigul ăsta uriaș intră în buzunarul unor persoane care stau la etajul 10 în blocuri și care spun că sunt producători și au certificat de producător, au produs pe balcon. E a doua oară când vă întreb în emisiunea aceasta și o să vă mai întreb, probabil încă o dată, că am motive să o fac, unde sunt instituțiile statului român? Imediat în toată ecuația imediat, asta? Mai există dreptatea, nu că sunt leșinată mai există dreptatea socială. Revoltă împotriva acestor... Mai există acestor și dreptatea socială care trebuie practici făcută. Da. Dreptatea socială înseamnă grijă față de pensionari și pensii, grijă față de disponibilizați, dreptate socială înseamnă grijă față de copii și mai ales grijă față de sistemul de sănătate. Am încheiat cu povestea asta și acum vă răspund. În acest moment, procurorii, cum bine se știe, încă sunt butonașe, nu toți procurorii, evident, dar pe scară ierarhică sunt încă butonați de la Cotroceni. Degeaba am făcut noi azi plângere penală pentru niște scrisori ticăloase făcute de... De cine? Adversarii politici, că nu știm de cine, că plângerea e făcută in rem, adică cu autor necunoscut, să cerceteze, le-am dat acele scrisori false, scrise de Roșca sau scrise de profesorul Pârgaru, le-am dat poliției să cerceteze, care conțin mesaje insultătoare la adresa dumneavoastră. Nu, deci adică se folosesc de... Aceasta este scrisoarea originală. Eu mă calomniez singur și semnesc. Asta este scrisoarea originală cu sigla, cu fotografia dumneavoastră și în loc de textul de campanie pe care l-am citit noi aici, este un text au venit insultător. La USL sute de cetățeni revoltați că au găsit asemenea porcării în cutiile lor poștale. Bun, am făcut plângere penală. Nu asta e important. E campanie murdară, așa știe să facă și le frică că o să piardă. Dar problema este... Cui este cel mai frică că o să piardă? Lor le este frică pentru că degeaba și-au ascuns în vizuini banii furați, că până la urmă, dacă câștigăm, vom face dreptate, vom merge cu dreptatea până la capăt. Asta înseamnă să pedepsim exemplar hoția care a avut loc, mai ales în Dâmbovița.
Trebuie pedepsită exemplar. Banii aia cumva trebuie să se întoarcă la, la comunitate. Eu am trimis niște adrese oficiale la DNA Ploiești de mai multe ori. Am trimis și la poliție, am trimis și la parchet. Unele sesizări le-am făcut chiar noi. Mi-am făcut datoria să sesizez. Nu că m-aș ocupa cu așa ceva. Jurnalistul are datoria să scrie. Și într-un stat democrat și civilizat, instituția ar trebui să se mai și autosesizeze, dar ele nu o fac. Sau o fac numai când vor ele, cum vor ele, pe ochi și pe sprincene. Deci am și trimis unele materiale, unele blindate de anchete, de dosar, de probe, de documente obținute prin instanță. Atenție, știți că vreo 2 ani Consiliul Județean nu mi-a răspuns mie, principalului ziar județean din Dâmbovița și televiziune la ora aia, la nicio adresă oficială până nu l-am dat în judecată cu legea 544. Da, și noi am pățit la fel în presa de la București aceeași situație. Toate documentele le-am dus și le-am trimis și zac dosarele, mi-a confirmat DNA-ul că Florin Popescu are nu știu câte dosare, ăsta la primarul, finul lui, are tot așa niște dosare, cu chipurile el este în instanță cu un dosar pentru prejudiciul ăsta de 100.000 de euro. Vreau și să nu ne amăgim când vorbim despre lupta împotriva hoției. Deci avea niște procurori și avea marile parchete în stare de funcționare corectă, asta presupune parcurgerea trei etape. Prima etapă este numirea șefilor, noilor șefe ai marilor parchete. Cu asta însă nu s-a făcut primăvară. Etapa a doua este depolitizarea aparatului de procuror, că nu toți au fost butonașele Drăgostescu, nu toți au făcut dosare politice. Da. Aceia care au făcut dosare politice trebuie scoși din procuratură. Da. A treia etapă însă este cu adevărat revoluționară, este schimbarea întregului sistem în care funcționează marile parchete, dacă vor mai fi două. În sensul următor, trebuie depolitizat CSM-ul și un CSM ales numai și numai de către comunitatea profesională a judecătorilor și procurorilor, fără niciun fel de numire pe algoritm politic și așa mai departe, un nou CSM depolitizat, ăla trebuie să stabilească ierarhiile și regulile în justiție și în procuratură. Deocamdată, atunci vom vorbi despre... Să sperăm că USL-ul va face toate lucrurile acestea, oricum lumea le așteaptă și așteptările sunt foarte mari din partea cetățenilor. Da, dar țin neapărat, eu cel puțin nu vreau să mint vreun telespectator sau vreun cititor. Deci lucrurile astea nu se vor întâmpla foarte repede, se vor întâmpla probabil într-un an, doi, poate chiar trei ani, nu se poate. Să vedem după alegeri ce mișcare o să facă domnul Băsescu. Deocamdată am văzut că procurorii alergau după votanți pe coclaurile țării, dosarele mafioților stau pe la sertare și prind mucegai și păianjeni pe acolo, se alege praful de ele, cine știe când se va găsi vreun procuror să le ia la mână, iar noi sperăm într-o schimbare până la capăt în numele dreptății. Nu e complicat. De la Traian Băsescu e clar că nu ne putem aștepta la nimic bun. A și spus-o. Nu pune premier, nu pune pe Victor Ponta. Iar USL, dacă va avea 70% dintre parlamentari, va putea să schimbe radical tot ceea ce înțelegem prin construcția democratică românească. Deci vom putea să schimbăm Constituția, vom putea să schimbăm legi, vom putea să democratizăm instituțiile statului, să le depolitizăm, să le facem să funcționeze cu competență și cu omenie față de oameni. Vorbeați despre relația asta absolut privilegiată dintre Florin Popescu și Elena Udrea și chiar multă lume se întreba de ce oare doamna Elena Udrea n-a venit să candideze la Târgoviște, dacă tot a venit mereu să se pupe cu domnul Popescu, cu domnul Boriga, să aducă fonduri europene, să semneze contracte cu liota de politicieni și așa mai departe. De ce n-a venit dânsa să candideze la Târgoviște și s-a dus la neam și l-a trimis la Târgoviște pe domnul acesta, că îmi scapă și numele, cu alcoolul, e contracandidatul dumneavoastră de la cei care o ard acum? A fost parlamentar Brunan și prima lui zi, Rădulescu îl cheamă. Și prima zi de parlamentar a votat deja dublu.
deci a furat. Din prima zi. Din prima zi a fost filmat, a fost prezentat pe toate televiziunile. E bine, domnule Rădulescu, e bine, domnule, așa zice domnul Băsescu. Deci Elena Udrea nu a sifonat banii publici doar printr-un consiliu județean, doar printr-un baron local. A avut mai mulți baroni locali. Da, a avut de ales dintre baroni. Păi probabil că acolo a lucrat și mai tare. I-a plăcut mai mult de domnul probabil Pinalti. Probabil că acolo a lucrat și mai tare. A adus mai mulți bani. Sau da, acolo are domnul Pinalti, așa cum e el, totuși, nu este acuzat de populația din județul așa lui. Așa cum este... De asemenea, hoții. Cum este acuzat... Poate aici a fost și presa mai harnică la Dâmboviță, adică nu, noi. Florin Popescu... La Neamț, poate că domnul Pinalti... Florin Popescu este mai priceput. În ce sens? Păi la ce... Discutăm despre fut. Nu, el este un bun organizator. Mă face să este și un râd. Bun organizator. Am aflat multe lucruri despre dânsul. Este un om deștept, dar este extrem de lacom. Și fiind lacom, a ajuns în situația în care a ajuns. Dacă cu mintea pe care o are nu ar fi fost atât de lacom, lucrurile ar fi stat altfel în acest județ. Poate ar fi și câștigat. Vreți să spuneți că este din categoria băieților deștepți? Adică, nu știu, sensul nu, pe nu, care... Nu, eu discut mi se pare că mi se pare că un deci om deștept... Nu este nu lipsit poate... de inteligență și nici de deșteptăciune acest om. Dar... lăcomia a mâncat omenia. Dar este inteligent și deștept să te porți ca un satrap cu, da, pentru că cu jurnaliștii. El a crezut că merge la infinit să asta. Să duci aroganțele astea până la extrem, așa, să ameninți, să spui mă ocup eu de mama ta, mă ocup eu de tatăl tău, nu mai tremura, vezi că nu știu ce... Și-a imaginat că este veșnic, acumulând atâta putere financiară și atâta putere administrativă pe care până la urmă cea administrativă i-au dat-o cetățenii când l-au votat. Da, nu pot decât să vă contrazic în opinia mea și o fac totuși cu foarte mult respect pentru dumneavoastră, dar nu mi se pare că ar fi o calitate care s-ar numi deșteptăciune aceea unui om politic cu comportamentul domnului Florin Popescu. I-aș zice deșteaptă-te dacă vrei să... Nu, acum e prea târziu. Dar e prea târziu. Nu, am spus-o și la Realitatea TV, o repet și aici. Am așa o mare bucurie să-i scop politica din cap acestui om. Eu cred. Dacă o faceți dumneavoastră... Eu sper că ei nu vor mai vedea voturi. Da. Că vor vedea foarte puține voturi. Ei nu vor mai vedea voturi decât eventual de la voturile cumpărate, de la cei care nici nu știu ce votează, pentru că iau și o rețea de cumpărat voturi. Dar cu contracandidații dumneavoastră ce faceți aici pe colegiul acesta Târgoviște-Moreni? Cum e lupta politică? Păi v-am spus. Cu ARD-ul ăsta? Ce se întâmplă? Deja ne-au atacat cu scrisorile astea, da? Aici în Târgoviște, în zona Moren. Sunt, cred că, mii de bannere. Noi n-am pus. Noi nu avem bannere. Până în această clipă. O să avem și noi câteva. Da. Sunt mii de bannere, zeci de mii de afișe. Toate gardurile sunt numai cu ei. Au bani, ei. Au dar bani pe foarte banere, mulți. Pe banere au o inimă. Acel domn Rădulescu, de pildă, chiar scrie un om cu inima largă. Ce inimă au ei? El a fost ministru agriculturii. Ce le-a făcut el? Ce le-a adus el bun? Eu am văzut niște... fermierilor, țăranilor? Cei din Dâmbovița, cei din toată România. Eu am văzut niște anchete fantastice la Antena 3 cu dezvăluiri din activitatea privată, din business-urile domnului acesta. Este adevărat, și eu le-am citit. Și nu mi se părea deloc că activitatea lui l-ar recomanda pentru asemenea demnitate publică. Vedeți că Parlamentul este, l-ascultam pe domnul Mirel Palada, când spunea că Parlamentul este undeva în coada topului încrederii, dar jos de tot, pe ultimele 2-3 locuri din 20 și ceva de locuri. Lumea a înțeles că în majoritatea lor parlamentarii se duc în această instituție pentru trafic de influență.
pentru satisfacerea unor interese păi și n-am înțeles greșit, pentru personale și pentru mafiotizarea mulți, acestei sunt foarte mulți parlamentari care asta activități. Fac. Care asta fac. Parlamentarii pe care avem în clipa asta, foarte mulți asta fac. Sunt convins că și viitorul parlament, oricât ar fi plasa electorală cu ochiuri mici, tot vor pătrunde asemenea rechini în Parlamentul României. Sunt convins că vor scăpa. Eu sper că aici, în Dâmbovița, să nu scape niciunul acum. Ar fi păcat să primească voturi oamenii care au bajocorit. Ar fi păcat ca în continuare mii de persoane să accepte să-și vândă pe un pumn de argint votul dreptului de a trage un glonț odată la 4 ani și de a își alege cumva, de a-și influența cumva viitorul. Ar fi tare trist. Dar lucrurile astea s-au întâmplat. Cât poate fi plătit? Eu nu știu, au de 4 milioane 400 de lei noi, da? Da. Că se cumpără aici, în Dâmbovița, un vot. Bun. Deci cineva... Și asta nu aude nimeni de la poliție. Din mizerie și din prostie acceptă să ia 4 milioane sau 400 de lei ca să-și vândă votul în ziua de 9 decembrie. Acel cineva este conștient că cel care a cumpărat votul îl va fura de 10 ori mai mult ca să își recupereze banii, ca să dea și la alții și așa mai departe? Domnule Roșca Stănescu, știți, eu am o vorbă. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate și sunt de acord cu tot ceea ce spuneți aici. Dar pot eu să-i cer să aibă conștiință un amărât, un sărac, un dezinformat, un manipulat, un om ajuns în pragul disperării și al sărăciei, când nu au conștiință cei pe care îi trimitem în principalele instituții democratice ale țării, la ce, Doamne, iartă-mă? Dar trebuie să le cerem tuturor să aibă conștiință și omenie, pentru că o persoană care își vinde votul își bate joc de 10 persoane care votează corect. Acum 4 ani în Dâmbovița a venit pe acest colegiu să candideze, pe colegiul pe care candidați dumneavoastră astăzi pentru Senat, o persoană total necunoscută. Dumneavoastră cel puțin sunteți o persoană foarte cunoscută și unul dintre ziariștii care cu atitudine, care a avut ceva de spus și luptă și se știu punctele dumneavoastră de vedere și patimile pe care le-ați avut în toți anii ăștia. Dar acum 4 ani a venit Mircea Andrei. Nu știa nimeni aici pe Mircea Andrei, în afară de Florin Popescu, nașul PDL, de finul lui Gabriel Boriga și de foarte multe mii de romi. Dom'le, toți romii din Târgoviște îl știau pe Mircea Andrei. Dumneavoastră vă dați seama de chestiunea aceasta? Eu îmi dau perfect. Și rupeau porțile și ușile la secțiile de votare, se călcau în picioare romii la secțiile de votare ca să-l voteze pe procurorul, fostul procuror, Mircea Andrei, care a stat puțin pe aici, într-o joi și într-o luni, mi se pare, în 4 ani, odată când a venit Elena Udrea să semneze nu știu ce propagandistic și pe urmă l-au dus președinte la Argeș, el fiind și acum senator de Dâmbovița. Eu știu exact. El și acum, când își semnează statele de plată în Parlament, e senator de Dâmbovița, Mircea Andrei. Eu știu exact despre ce este vorba, că eu l-am cunoscut pe Mircea Andrei înainte să devină politician și parlamentar. Am avut cu el chiar o firmă, am fost mai mulți oameni, am fost acționari în acea firmă și l-am cunoscut. Știu ce s-a întâmplat, ce să mai vorbim. Problema ce este... Ce s-a întâmplat? Hai ca să vorbim. Păi s-a întâmplat că el n-a mai venit pe aici. După ce a câștigat, el n-a mai călcat pe aici. Păi și... Asta s-a întâmplat. După ce a câștigat, el a fost fie la București, fie în Argeș. Unde candidează... Nu, și vă mai spun eu ce făcea. Și firma lui de avocatură făcea contracte de 1 milion de euro cu Electrica, Societatea Electrica, unde era director general, consilierul județean PDL Ioan Folescu, partenerul de afacere al lui Florin Popescu. Păi de-aia a venit domnul Mircea
Andrei în Dâmbovița ca să-și facă afacerile cu Ioan Folescu de 1 milion de euro, pentru că toți banii, consultanță, nu reprezentare în instanțe sau nu știu ce, deci îi dădea consultanțe la Electrica de 1 milion de euro la cabinetul de avocatură al domnului senator de Dâmbovița, PDL, Mircea Andrei, și eu zic așa că milionul ăla de euro o fi fost și în facturile mele de curent electric cumva. Cu certitudine. Da? Cu și certitudine. Ale dâmbovițenilor. Adică eu zic că lumea s-a săturat, domnul Roșca Stănescu. Sper. Eu sper. Eu una m-am săturat, multă lume s-a săturat să ne trateze oamenii aceștia care vor să fie parlamentari, să ne reprezinte echipurile interese, să ne trateze ca pe ultimii proști, să ne insulte inteligența, să ne insulte la propriu, să ne fure practic banii din buzunar într-un fel sau altul, că prin... Să știți că... Astea sunt tot felul de strategii așa de a-ți scoate banii din buzunar. Eu m-am bucurat că am fost desemnat să candidez aici în Dâmbovița. M-am bucurat din mai multe motive. În primul rând m-am bucurat pentru că e greu. Pentru că știu și vă cât place de greu lupta. Să te lupți cu asemenea oameni care sunt plini de bani și care încă dispun de o forță extraordinară aici, și în Târgoviște și în județ. Pe de o parte. Pe de altă parte m-am bucurat pentru că fiica mea și ați mai spus-o, sunt târgovișteni. Da, sunt târgovișteni și nepoții sunt aici și poate reușesc, făcând lucruri bune, să le fac și lor o viață mai bună. Nu din contracte cu firmele din Dâmbovița, ci ridicând nivelul de viață aici, contribuind la ridicarea, la o altă viață pentru dâmbovițeni. Îi văd atât de neîncrezători, îi văd atât de triști, sunt speriați de politicieni deja. E groaznic pentru o democrație să nu mai ai încredere în parlamentarii tăi. E ceva îngrozitor. Mi se pare că este punctul, poate să moară, cum să zicem, să ne moară punctul vulnerabil, punctul cel mai vulnerabil al Parlamentului, și domnul Băsescu știe foarte bine pe ce să apese, exact. Pe ce buton să atât apese. Atât de bine știe că a ajuns la procentele pe care le are. Da, atât de bine știe, dar între timp s-au prins și românii și au înțeles și ei că este nevoie să se schimbe lucrurile în România. Sper să se întâmple chestiunea aceasta la 9 decembrie, ar fi chiar un moment istoric. Poate așa s-ar putea traduce acel sfârșit al lumii. Eu așa mă gândesc. Știți că sunt o persoană totuși pozitivă. Zic că se sfârșește o lume și poate începe o lume mai bună. S-a făcut un sondaj. N-am voie să spun cifre absolute din el, dar s-a făcut un sondaj aici în Dâmbovița, pe fiecare colegiu în parte, prin care, mă rog, sunt măsurate două lucruri. Ce frământări au oamenii, ce doresc oamenii pe de-o parte și ce șanse au candidați. De câtă încredere se bucură ei în rândul cetățenilor. Și două lucruri pot să spun. 80% dintre dâmbovițeni cer locuri de muncă. Este un lucru de o tristețe sfârșitoare, fără precedent așa ceva. Deci fără precedent în istorie. Disperare. Știu ce vă spun. Niciun sondaj public în toată istoria României nu a sunat atât de dramatic. 80% să ceară un loc de muncă. Odată și doi, în Dâmbovița, Traian Băsescu este mult sub mine, care nu sunt cel mai important om din Dâmbovița, sunt proaspăt sosit aici în materie de credibilitate, mult în spatele meu, ceea ce îmi dă curaj. Și nouă ne dă curaj, dar despre presa din Dâmbovița când vorbim odată un pic? Despre? Presa din Dâmbovița. Să vorbim după ce vi se pare că... o învăț mai bine. Eu am citit înainte să înceapă campania electorală, am citit cât am putut pe internet ziarele de aici, am început să urmăresc posturile de televiziune de aici, cele care se pun pe internet, sunt deja prezent în studiouri de televiziune, dar nu mă socotesc încă suficient de pregătit pentru a vorbi cunoștință de cauză. Dar simțiți că este acest atac politic, această intenție de confiscare politică a presei la toate nivelurile? Cum o vedeți? Asta s-a întâmplat. Se va face dreptate până la capăt și în domeniul acesta? Sper. Pentru că eu vin din lumea asta și aici rămân. O să scriu câte zile am
câte o analiză pe zi și public în presă. Au rămas foarte puțini jurnaliștii care s-au încumetat să slujească baricada aceasta și foarte mulți au trecut de partea propagandei politice. Mi se pare foarte trist. La fel de trist ca și ca și aspectul acela pe care îl numeați dumneavoastră. Din cei puțini pe care i-a luat PDL-ul atunci când era în ascensiune, toți au devenit politruci, nici măcar politicieni. Și fiecare dintre ei a renunțat la această minunată meserie de a încerca să spui adevărul în scris sau vorbit. În toată România a existat și există și acum o agresiune a instituțiilor statului împotriva presei. Cea care a avut cel mai mult de suferit e presa scrisă. Pentru că și în plan mondial, dincolo de atitudinea guvernanților noștri, și în plan mondial, presa scrisă de 15 ani este într-o criză. Pentru că și cuvântul este într-o criză. Deși noi mereu spunem că la început, așa nu, am cuvântul citit. Cuvântul nu este. Nu este cuvântul într-o criză. La început a fost cuvântul și la sfârșit va fi tot cuvântul. Și din cuvinte clădim, am și eu această vorbă, cu cuvintele putem să clădim lucruri minunate, mai ales în sufletele oamenilor, și să contribuim prin forțele noastre la informarea corectă a dumneavoastră, a celor care puneți preț pe cuvintele noastre. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Roșca Stănescu, și cu sinceritate vă doresc mult succes în această campanie electorală. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, pentru că ne dați semnale de prietenie. Rămâneți împreună cu noi. În fiecare zi ne vom întâlni cu candidații pe care dumneavoastră urmează să-i votați la 9 decembrie. Sunt Alina Mavrodin Vasiliu. Pe curând!